PNL-ul Pavel a revenit în Consiliul Județean. Social-democratul i-a luat locul lui Andrei Maioreanu, care a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, această funcție fiind incompatibilă cu cea de consilier județean. Maioreanu a demisionat deja din Consiliul Județean, iar următorul pe lista PSD, Nelu Pavel, liderul romilor, a depus vineri jurământul, intrând oficial în Consiliul Județean Gorj. Sunt două lucruri importante. Constituția, nu știu cât este de clară, de corectă, și pentru mine Biblia, care este cea mai importantă lucru. Chiar dacă sunt pocăit, glumesc ca să schimb ispiritele, mi-asum și declar cu responsabilitate și cu credință în fața Dumnezeului. Pentru că am posibilitatea să continui ce am început în cele două mandate. Mulțumesc colegilor consilieri care sunt de la diferite partide și promit că îmi asum și încerc să vin cu idei să particip la luarea deciziilor pentru binele județului Gorj, chiar dacă sunt de vie romă, pentru grupurile vulnerabile care s-a realizat și o strategie pentru binele județului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor de sub Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și încă o dată vă promit că tot ce stă în putință, împreună cu dumneavoastră, cu componența Consiliului Județean, sper că la sfârșitul mandatului județul să funcționeze mult mai bine cum a funcționat până acum. Vă mulțumesc! Liderul Partidei Romilor a mai fost și în trecut consilier județean. Acesta a mai ocupat în 2012-2014 un post de consilier județean și atunci el candidând tot pe lista PSD.